așa mai în față, că să simt în față. E milă de așa un artist. L-o mai vedea noi la televizor. Da. Uite, și un artist ca acesta cred că nu se va mai naște în țara noastră, sigur, în România. Vă întreb, l-ați cunoscut personal pe maestru? Da. A fost în trecere spre Moldova să oprea la benzinărea pe centură. Și beau cafea, mânca ceva și era o plăcere să-l asculți și să stai. Emana o energie pozitivă nemai întâlnit. Au fost un cuplu desăvârșit. Păcat că se duc toate geniile noastre și toți mari, mari artiști și oameni. Să dea Dumnezeu să trimită oameni la fel de bun pe pământ și în țara noastră. Știați de legătura lui cu Focșaniu sau mulți sunt surprinși că este mormântat la Focșaniu? Asta o știu de 20 de ani, de când s-a căsătorit.
fiindcă soacra lui a fost în Focșani aici, șefa unui atelier de coafeză. Și așa știu. Doi pași lateral stânga. Marș. Drept. Pe loc. Mai rar bărbații care își plâng. L-ați cunoscut pe maestru? Într-adevăr, am iubit un actor. Și ați venit special să vă luați rămas da, bun? Da. Ce legătură are maestru cu Focșaniu? Știu că e de aici, din zona noastră. Soția, soția. Cineva spunea că e dânsul. E, nu știu, fi, da. La televizor a spus că și din nou este Focșanean. E Focșanean. Îl regretați. Da, oameni. Ca el, da, să mai naște, să te facă. E zi acum a fost și am dat pelea. Când țineam un revelion, am dat pelea, toată lumea era... Toți mari actori sunt. Mari actori. S-au dus. S-au dus. Păcat ei. Tineretul nu cred că le mai urmează. Nu cred eu să găsesc. Este o mare pierdere din da, din păcate, din ce în ce mai mulți dintre cei care ne-au bucurat sufletele ani de-a rândul se duc la cer. Poate că cine știe, arta fiind într-adevăr mult mai aproape de realitate, poate că și cei care o fac sunt chemați mai repede acolo, unde nădăjduim cu toții că e o lume mai bună. Noi Focșănenii, prin soția Inaia Lăzărescu, suntem aproape de el și solidari cu familia sa în această mare durere pe care o au. Iar întreaga țară cred că suferă enorm pentru astfel de pierdere. Inaia Lăzărescu a fost actorul celor mulți, făcând un gen de teatru, teatru de revistă, care e unul dintre cele mai dificile și cele mai grele. Iar de-a lungul timpului, sketch-urile sale s-au dovedit a fi extrem de apreciate de public, tocmai pentru că în ele adunau oful cetățeanului, oful omului de rând. Și prin asta cred că Naia Lăzărescu a fost un drept urmaș al lui Constantin Tănase, slujind cu credință mai bine de 3 decenii teatrul care poartă numele actorului Vasluian. Noi, oi focșăneni, eu, ca om din Breasla, spune, sunt cu siguranță mult mai sărac și tristețea mă încearcă pentru că mă gândesc și la celălalt mare actor român, Toma Caragiu, care, întruchipându-l pe Constantin Tănase, spunea în celebrul monolog din Actorul și Salvaticii că țara asta nu va uita niciodată să râde. Râsul nu va muri niciodată în România. Așa nu va muri nici spiritul lui Inaia Lăzărescu, care cu siguranță ne va ocroti de acolo sus din cer. Dumnezeu să-l odihnească. Cum va încă n-a început? Dacă e chiar nu trebuie când începe slujba. Toată ea. Da. Da, da, da.
vrei să știi. Să-l ierte, să-i înalțe sufletul și să-l primească cu aceeași bucurie cu care v-a distrat el pe voi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Vă prezentăm condoleanțe pentru chestii colegului nostru de atâția. Eu vă le primesc și Dumnezeu să-i înalțe suflet. Da, ajunge. Mulțumim mult de tot. Eu vă mulțumesc pentru înțelegere. E trist că astăzi ne-am despărțit de Nae, dar în același timp această mulțime imensă care l-a primit și care ne-a onorat aici la Focșani demonstrează că Nae nu și-a risipit degeaba viața. A meritat să-și pună viața și meseria în slujba publicului. Iată că publicul astăzi l-a sărbătorit, l-a primit, l-a onorat, iar Focșanii i-a făcut o primire extraordinară, cu onoruri militare, cu o slujbă imperială la biserica din centru și cu un bulevard plin de oameni care l-au însoțit până pe ultimul drum. Dumnezeu să-l odihnească, să-l așeze acolo de-a dreapta lui și să-l facă pe Dumnezeu să zâmbească și să-și întoarcă fața spre poporul român. Dumnezeu să-l ierte. Nu ne pare rău că a trăit.